Și vedetele noastre au stat cu sufletul la gură pentru a vedea dacă au trecut sau nu examenul maturității. Hermina Hagianu ne spune cum s-a descurcat fiecare în parte. Hermina, bună ziua! Bun găsit, Laura. După ce a trecut primele probe de la bacalaureat, respectiv competențele, Mario Fresh am vrut să arate ce poate fi și la cele scrise. Andrei? Andrei, puțin mai încet, te rog. Care face gălăgie în vestiar? Vă rog, Hermina? Dați like mai încet, vă rog. Mai încet, te rog. Ce se întâmplă acolo? Vreau să știu. Ce s-a întâmplat? Clara, nu știu ce se întâmplă. E în direct cineva? Da, sunt în direct, Andrei. Ce subiect ai? Te rog. Nu cred. Notele de la bacalaureat. Mă ajut să le... Au trecut 17 lei dintr-un milion, știu, nu? Nu e? Și sunt perele alea, am citit un atare al lui Mihai Creangă. Îl știi pe Mihai Creangă? L-ai prins? Nu știu nu cine e. E nou ăsta, e acum. Are un citat foarte tare în care zice așa: pe câmpul cu floricele este multe ghiocei. Și a venit mândrele mele să le culeagă ei pe toți. Eu le-am zis să nu se duce, dar acum să se descurcă crocodilul să-i mănâncă. Ai prins-o? Asta e. Vă rog, liniște în bestia, liniște! Liniște, tocmai dădeam... Dar fără să te întreb, și de ce țipai așa? Mâine avem un meci foarte important. Joacă cele două matinaluri. Matinalul 1 cu matinalul 2. Ai prins-o? N-ai prins-o. Să înțeleagă și telespectatorii noștri. Cum am și în... Mă înțeleg și eu, Hermina. Matinalul de... Laura vrea să înțeleagă. Da, matinalul de weekend joacă un meci de fotbal împotriva matinalului săptămânal. Ai prins-o? Și tu acum ce făceai acolo? Eu acum îi spuneam lui Nazrin tactica, pentru că elevul meu de bază e Nazrin. De ce să vă mint? L-am luat pe camera, l-am luat pe Temi, dar baza tot pe Nazrin îmi e. Că ea ține mijlocul tenelui, că vedeți, de este puc. Bine, mi-a dat și niște bani ca să joace. Bună, asta e adevărul, de nu pot să vă mint. A plătit ceva, a plătit, nu pot să zic. Dar... Explică-ne și cine va fi în clipe. Am înțeles, Nazrin. Nazrin, Roxana. Andrei. Andrei. Raluca. Temișan. Raluca. DJ Sava, știți? Aroma, aroma, aroma ta. Camara! Și bine, pe Camara puteam să nu-l prezentăm, dar îl prezentăm așa de rușine. Și Camara, nu pot să zic, Camara cu sutul. Și că el a rupt, el a făcut două operații în două luni. Și-a rupt mâna, și-a rupt fața, și-a rupt nu știu ce mai are să zic. Și ai încredere în el? Da, el joacă așa, merge din instinct, înțelegi? Îi dai, hai, din pe inerție. Ei, din inerție. Oricum e pericol mare de tot cine trece pe la Camara, ori ajunge în spital Camara, ori ajunge adversarul. Asta e problema. Nu mă vedeam că sunt XXL și nu... Acum explicați-mi, vă rog, frumos tactica. Ce, care, pe cine... Tiki-taka Barcelona, ai prins-o? Asta cu Tiki-taka Barcelona n-ai prins-o, nu? Nici noi n-am prins-o, dar ne place cum sună. Asta este ideea. Ideea, dacă aveți 16, vă rog să dați pe 16 pe 9, că eu sunt mai lat și de-aia nu intru pe toate televizoarele. Dar avem nevoie de susținători mâine. Avem nevoie? Deci mâine vă așteptăm. Avem și, cum le zice la alea care sunt... Majorete. Eu eram cu altă idee. Majorete, nu cu mi, e cu ma. Eu cu notele muzicale, asta e. Fetele pe ce poziții joacă, băieții pe cum? Fiecare joacă pe poziția care îi place. Nu poți să te bași peste plăcerile omului, că n-are rost. De ce să le... Vino mai înțeleg? Parte, vezi, auzi. Tu pe ce poziție vrei să joci? Dă asta la o parte, că mă și enervează. Pe centru. Ea joacă pe centru, nu știu, la Roxana, pe ce poziție joacă și fiecare, până la urmă, joacă în poziția care îi place. Păi pentru că așa... Nu. N-ai văzut pe ce poziție? A, bă, da. Pe Spanius. E pe o poziție destul de... Și vârful la voi cine e? Și în poartă? Cine? Vârful la voi și în poartă, mă întreabă Laura. Ce să zic? Să zicem, un vârf avem pe Raluca. Avem acolo în spate o tabelă, trebuie să zici pe cine ai pus. Avem Raluca. Raluca o să joace, Raluca, o știți pe Raluca? Aroma, aroma, aroma. Asta este. Raluca o să joace vârf, vârf de, nu știu ce, de pom de iarnă, cred că o să o punem, că e frumos pomul, se apropie Crăciunul, mai e puțin. Și avem în poartă Temișan. Lui trebuie o poartă mai mare, s-a dat comanda, acum o să vină o poartă, ceilalți adversari o să aibă o poartă mai mică, că e normal. La Temișan e o poartă de 6 metri, ca să, e ca de rugby, știi? Aia că el oricum ajunge până sus de tot. Și dar dacă și dai o antenă... mea e să nu-mi dau autogol, asta e problema. Dacă îi dai o antenă... Mie unde să dau gol. Exact, dacă îi dai lui Temi o antenă, prin și net. Știi că el stă sus de tot și prinde net tot de la toată asta. Atacant, fundaș. A spus atacant, este Raluca. Că ea atacă, n-ai să vezi, deci aia și a și câștigat. Are și bani, nici permite, a dat și darul. N-ai ce să-i faci. Da, eu am pierdut, ea a câștigat. Și de aia, pe ea o punem că ea că câștigă mereu. Eu de-aia am luat-o la mine în echipă, că am zis că cum se duce undeva, câștigă. Și am zis, bă, asta e cheia noastră. Hai să mă pronostic. Pronosticul va fi 7-0 pentru noi, că deja am vorbit. Asta e. S-a vorbit, nu s-a vorbit, nu. Aia e. Noi sperăm să câștigăm. Asta e la noi. Eu mă bazez foarte mult, încă o dată spun, pe Nazrin, pentru că Nazrin este, nu știu ce să zic, e îngerul păzitor al echipei noastre. Este îngerul negru. Da, îngerul negru. Este eu o să fie la centru, un centru, o să facem un centru de răcoritoare cu sucuri, cu dozatoare, cu asta. Cum? O să mă cot
pe minge, la nu ferească Dumnezeu ca ai. La ce oră se joacă meciul și unde? De la ora 18. De la ora 18 se joacă în complexul, cum îi spunem ăla? Agronomie. Asta e că m-am și pierdut, eu am emoții când e meciul, știi? Și nu deci mai... așteptăm susținători, da, neapărat. Așteptăm susținători, cum le-ai și la alea? Majorete. Așa, uit mereu și îmi vine să zic prostii. Majorete, o să fie redacția noastră, o să ne încurajeze. Vin și niște copii, copii... Talentați, nu ca noi așa degeaba. Deci o să fie o atmosferă foarte tare. Mai avem, e publicitate, mai avem, mai vorbim? Mai vorbim? Spune-mi cu Bacu, ce știi despre ăștia cu Bacu? Ce au făcut? Câți au trecut? Din ajutați acum? Acum să mă ajutați să prezintăm și știrea pe care... Andrei. Mario Fresh a arătat... Nu cred! 5,4 are... Băi, hai mă, nu pot să cred, mă, nene. 5-6 la istorie, o 40 la logică. Alău la logică pentru că e logic, el a înțeles din prima despre ce e vorba. De logică, da. Ce e mic, roșu și urcă? O roșie într-un lift. Ai văzut? Foarte tare. Are nasele niște... și vreau să vă spun ceva. De fica manelistului Vali Vigelie a scăpat de stresul examenului maturității și a avut parte de o mare bucurie când a văzut tabelul notelor. Cati Rusu a obținut nota 8,55 la limba și literatura română, nota 9 la istorie și 5,9 la economie, rezultând astfel o medie finală de 7,81, promovând cu brio probele scrise ale examenului la Baracalaureat. Zici că sunt Ceaușescu când a anunțat cincinalul în 4 ani și jumătate, pe cuvântul meu. Deci nu mi-a mai ieșit așa de bine la cifre niciodată. Da. Tu câte ai la bac? Vă mulțumesc! Nu era nevoie, dar vă mulțumesc pentru curajul. Vă rog să rămână, vă pup! Emisiune plăcută, vă doresc! Vă mulțumesc și eu că m-ați ajutat să prezint știrea, Laura. Mă întorc înapoi la voi. Da, Hervina, mulțumim. Așteptăm meciul, bineînțeles.